noștri care au devenit eroi prin sacrificiul vieții pentru palma de pământ, că altă motivație n-au avut pentru palma de pământ a țării, pentru România. Și eu sunt convins că dumneavoastră bucovinenii le veți primi cu mare drag, amintindu-vă fiecare familie având strămoși care și-au dat viața pentru acest pământ. Trăim bine.